Salutare, salutare și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi facem un nou vlog pe YouTube. Testăm câteva sortimente de Coca-Cola, compania Coca-Cola și alte produse asimilare Coca-Cola. Până atunci nu uita să apeși butonul de subscribe cât mai mare, este în 364 de abonați. Vă mulțumesc pentru această sumă, apasă butonul de like în număr cât mai mare. Hai să strângem 30 de like-uri în acest video, să facem și partea a doua cu alte produse. Și dă-i și un share pe toate rețelele de socializare să vadă toți prietenii tăi și să vină să aboneze la mine pe canal. Am fost la un supermarket, de fapt la mai multe supermarketuri, și am încercat să cumpăr toate sortimentele Coca-Cola, dar nu am găsit vreo 2 sau 3. Nu am găsit cola cu cireșe, îl voi pune chiar aici dacă vreți, dar nu l-am, o să pun o imagine aici. Bun. Hai să dăm bătaie, să testăm toate sortimentele de Coca-Cola și produse asimilare Coca-Cola. Cu siguranță că pe unele dintre ele le știți, pe altele nu, iar eu le voi testa chiar aici în video. Hai să dăm bătaie, să testăm produsele, începem de la stânga la dreapta, de la stânga, pe care facem hârtie, nu contează, începem cu bun, primul este Coca-Cola Original Taste. Deci este Coca-Cola original, cu siguranță că pe ăsta știți toți. Hai să vedem. Dăm note după fiecare degustare. Nu știu ce voi face cu produsele după ce le încerc. Le vedem. Le donesc. Bun. Hai să dăm o taie după ce prima dos. Este puțin rece, produsele le-am cumpărat ieri. Păi, cu siguranță, toți îl știți pe ăsta. Așa că nota pentru acest Coca-Cola original este la 10. Mergem mai departe. O punem în stânga, toate produsele încercate le punem în partea stângă. Bun, aici avem Coca-Cola zero zahăr. Hai să vedem dacă este zero zahăr. Tipul ăsta îl știu, nu prea îmi place mie, dar să testăm, da? Hai vedem cum sună și ăsta. Opa! Uci mama! Are un miros diferit față de cel anterior. Se simte că nu are zahăr. Da, nota 8 pentru acest Coca-Cola. Cu siguranță toate produsele de aici sunt nesănătoase, așa că vă recomand să consumați, nu consumați deloc. Niciunul pe zi măcar. Hai, la o petrecere merge, puteți să o consumați. Și la o șaurum. Mergem mai departe. Nota 8 pentru Coca-Cola 0 zahăr. Coca-Cola 0 zahăr cu lămâie verde. Cred că este printre cele mai frumoase doze de la Coca-Cola. Mie unul îmi place foarte mult. E o culoare neon verde, așa. La mașina lui Dorian Popa a fost la mașină. Dacă cunoașteți culoarea. Bun, hai să vedem. Ia să vedem. Hai, noroc. Și-a mai mare. Se simte foarte puternic gustul de lămâie, dar îl simt după ce am înghițit. Da, e foarte bun. Putem să o asimilăm foarte mult cu o limonadă. Vara merge foarte bine, dar dacă este mai rece, ar fi și mai bun. Chiar este foarte bun acest Coca-Cola zero în zahăr cu lămâie. Îi dăm o notă, nota 9 pentru acest Coca-Cola. Mergem mai departe! Bun! (Coughs)
Ei, ai țescut că acolo e unul la mai băut de foarte mulți ani. Se găsea foarte mult la sticlă de plastic atunci și acum se găsește, mi se pare, numai la doză și la sticlă de 1 litru jumate, undeva acolo, Coca-Cola cu vanilie. Hai să vedem dacă are același gust ca acum câțiva ani. Se simte un pic gustul de vanilie și mirosul. Bine, gustul, nu am gustat încă, mirosul se simte de vanilie. Da, se simte vanilia. Se simte foarte puternic vanilia. 2. Nota 10 pentru acest capăla, care îmi place foarte mult. Și doza este una foarte frumoasă, culoarea este foarte frumoasă. Un cappuccino așa. Nota 10. Foarte bun. Bun. Ajungem acum la o cola, ce nu este făcută de compania Coca-Cola, dar mi-a plăcut foarte mult sticla și mi s-a părut interesant. Așa că vreau să testez și vreau să văd care este diferența între asta și primul produs Coca-Cola original. Pentru că s-ar putea să se asemene, numai că asta a fost un pic cam scumpuță față de prima doză. Cred că a fost undeva la 10 lei această sticluță, are nici gustare. Acum mi-a să pică vanilie sau deja am eu gustul de vanilie de la decenenta. Dar asta nu are acid. Ritki Cola, făcută în Belgia, sper că pronunța bine. Ia pe o cartă gazoasă, făcută în Belgia. Măi, e bună. Dar cred că mi-a rămas mie un pic de gust de la cola de vanilie, nu știu, parcă ori nu avea vanilie, ori nu știu. Dar e foarte bună. Scrie frumos aici și Belgia. Chiar aici. Nu e ceva ce aș bea săptămână, săptămână, dar e foarte bun. O dată la două luni. Bun, nota pentru această Coca-Cola din Belgia. Este nota 9. Bun, ajungem iar la o cola. Cola Royal. Păi asta am văzut de foarte multe ori în supermarketuri, dar niciodată n-am fost atât de curios să o cumpăr și să o încerc. Sticla este una foarte interesantă, dacă fie o sticlă de bere. Hai să vedem. Hai, noroc. Mamă, dar asta e un gust. Dar nu-mi dau seama, are un... Nu știu, asta un gust așa, dar nu-mi dau seama ce e. Cu siguranță nu e sănătoasă, dar are un gust, nu știu, un gust ciudat. Nota 7 pentru această Coca-Cola, nu știu cum prea îmi place, dar hai să fiu indulgent, îi dau nota 7 lui Royal. Notă de trecere! Mergem mai departe, mergem etapa viitoare. Poate să fac un vlog cu betonsare, se bagă betonsare în toate astea. Dacă vă place acest vlog,
Zdrobiți butonul de like, facem 30 de like-uri și poate băgăm și mentul sale. Îl cumpărăm iarăși, bineînțeles. Da, tot așa. E, am ajuns acum la Pop Cola. Cu siguranță pe ăsta îl știți. Eu am mai băut, îmi place și nu-mi place. Tot prefer cola originală, nu știu, mi se pare cea mai bună, cea mai reușită, cea mai ok. Nu e sănătoasă, dar o să bei una așa, dar... O duză neagră, 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 pentru un conținut negru, negru, negru. La fel și asta, asta așa un gust, se simte după ce ai înghițit conținutul, atunci se simte gustul. Băi, Pop Cola îmi place. Îmi place mai mult ăsta pe negru, există varianta și pe alb și cred că acum recent a apărut o variantă lemon, dar nu se găsește la doză, numai la sticlă de plastic. Pop Cola este o băutură destul de ok și nota mea pentru acest Pop Cola este de 7,50. Mai avem două sortimente. La ultimul moment am un pic frică, nu am să vă spun suma pe care am plătit-o cu el. Avem aici Green Cola. Păi Green Cola asta cred că e făcut din ștevie. Sau cel puțin așa știa eu. Vedem? Dar un pic miros. Stevie zero zahăr, pardon. Am dat stevie pe jos. Zero zahăr. Zero zahăr să fie! Nota pentru acest cola, Green Cola, este nota 7, nu-mi place deloc. Dar vreau să fiu indulgent cu fiecare băutură, adică să nu dăm sub nota 7, nu știu aici. Păi, cola asta, juice cola, valoare energetică, ucide, zahăr, aici e apă și zahăr cum aici. Hai să mă fim pe aici, ștergem un pic aici sus, ia să putem să aude. Bun! N-are niciun gust. N-are niciun gust. Păi îmi pare rău. Cola, juice, cum te numești tu. Nu apare aici firma. Cu degetul. Adică de unde este vândută lucrul ăsta. Îmi pare rău. Pentru această Coca-Cola acordăm nota 5. Chiar îmi pare rău, dar nu are niciun gust. Nu are niciun gust. Ce mi-a plăcut foarte mult, clar, e cola originală, pe care toți o știți. Cola cu vanilie. Și e surprinzător. Are același gust cum avea acum mulți ani, când eram mai mic și o găseam, să zic. Și ăsta cu lămâie. Deci astea trei, pentru mine, sunt cele mai bune din tot ce am testat până acum.
cu siguranță, diferă de, e diferită de gusturi. Mie îmi plac astea trei, altă îi plac alte trei. Sau poate chiar trei. Până la viitoare, tu nu uita să apici butonul de like număr cât mai mare pentru a mă susține și pentru a vedea alte vloguri aici pe canal. Apasă butonul de share pentru a distribui acest vlog oriunde vrei tu și abonează-te pentru că asta mă motivează foarte mult pe mine să continui aici pe YouTube. Până data viitoare, te-am salutat și îți recomand să consumi aceste băuturi. Pa, pa!